Salutare, dragi prieteni, sunt Gelu Diaconu și vă vorbesc ca de obicei din Biblioteca lui Gelu. Am ajuns la episodul numărul 5 al podcastului nostru de vacanță, Profesori în Biblioteca lui Gelu, realizat în parteneriat cu editura Parola 45. Îi avem alături de noi pe doamna profesoară Maria Zaharia. Bine ați venit în Biblioteca lui Gelu. Bine v-am găsit. Și pe domnul profesor Dan Zaharia. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am găsit și urările mele de tot binele din lume. Mulțumesc. Ce faceți? Care este starea de spirit venind de la răcoarea din afara Bucureștiului înspre București? Bucureștiul e fierbinte și la propriu și la figurat. Aproape tot timpul ne acomodăm, încercăm să facem față. Da. Aici e bine. Aici e excelent. Da. Aici e bine, putem să respirăm în voie. Trebuie să vă spun, dragi prieteni, încă de la început, că doamna Maria și domnul Dan Zaharia au făcut echipă, sunt autorii manualului de matematică pentru clasa a 6-a. Este un manual declarat câștigător în urma licitației organizate de Ministerul Educației în 2023. Trebuie să vă mărturisesc că am citit cu mare atenție CV-urile. CV-urile dumneavoastră sunt impresionante. De asta am și vorbit oarecum înainte de a intra în emisie. Am fost un marginal al matematicii atunci în școală, dar admir întotdeauna profesorii care au o carieră impresionantă în spate și care au realizări foarte bune în materia pe care o predau. Vă felicit, asta voiam să vă spun, vă felicit pentru tot ce ați realizat până acum. Mulțumim. O să-mi permit să trec doar așa rapid în revistă câteva din realizările dumneavoastră. Doamna Maria Zaharia, ați fost autor și coautor la multe manuale și auxiliare, dar mai bine ne spuneți dumneavoastră din câteva din colaborările de la editura Parola 45. N-ar fi mai bine așa? Da, sigur că da. Am colaborări la mai multe edituri, funcție de cerințe, deci am fost solicitată și am răspuns solicitărilor. La Paralela 45 avem mai multe proiecte, unele împreună cu soțul, altele individual, sunt unic autor la caietele de vacanță. Apoi am coordonat un colectiv de autori care au rezolvat caiete de muncă independentă și pentru after school pentru clasele primare, clasa 1, 2, 3, 4. Apoi am coordonat un colectiv de cadre didactice pentru teze unice, pentru evaluare la clasa 8-a. Împreună cu soțul, ultimul proiect pe care l-am făcut a fost geometria în gimnaziu, unde am reușit să elaborăm un material cu exerciții, probleme, dar și rezolvări complete doar de geometrie pentru tot ciclul gimnazial. Este anul trecut, a fost anul acesta, tot la Paralela 45, da. Da, ceea ce am spus la Paralela 45 și evident Mate 2000, care după 2000 a devenit Mate 2000 Plus, încă din 1992, an de an a fost actualizat, a fost adus la zi în funcție de programele școlare în momentul în care au fost schimbate și care a avut un real succes și în continuare are un real succes. În acest moment noi avem partea de consolidare de la clasele a 5-a și a 6-a în cadrul acestui proiect. Domnul profesor a realizat și pentru clasa 11, văd aici, tot la Paralela 45. A fost coautor și autor la aceste manuale de clasa 11. Ne spuneți câteva lucruri despre ele? Da. Înainte de aceasta, aș vrea să revin puțin la remarca dumneavoastră. Vă rog. Că nu prea ați fost... nu prea v-a plăcut matematica sau, mă rog, ceva de genul acesta. Eu zic că nu ați întâlnit profesorul. Da, și asta e posibil. Profesorul asta bun. Și eu, da. Am scris foarte mult, era un loc liber, adică era o piață
foarte sărac în, în culegeri de matematică, în, în manuale, în auxiliare, auxiliare, general, ghiduri. Foarte, nu se găsea absolut nimic, erau niște culegeri celebre. Care să fie celebre, în concordanță cu programa școlară, că Grigore Gheba, Arimescu, Aurelia și Viorel, parcă, și ceva de genul acesta. Și atunci au început să apară primele culegeri. Editura apară la 45, era modestă la acea vreme, dar datorită politicii și managementului bun, ei au ajuns acum să fie o editură apreciată și respectată, pentru că s-au înconjurat de oameni profesioniști și au făcut treaba și noi am publicat mult acolo. Ați ajuns, bineînțeles, să faceți echipă și, din câte am înțeles, faceți o echipă foarte bună. Spuneți-mi, vă rog, cum se lucrează la un manual? Există lucruri pe care vi le alegeți? Eu știu, unul este cu o anumită porțiune, unul este cu cealaltă porțiune, se mai amestecă, vă mai contraziceți, cum este? Echipa noastră este o echipă, sau a fost și este în continuare, cred că o echipă dificilă, pentru că avem păreri diferite. În momentul în care ne-am propus să lucrăm împreună manualul de clasa a șasea, am luat programa școlară, am văzut acolo exact care sunt competențele pe care trebuie să le aibă copiii, competențele generale, competențele specifice, care sunt conținuturile, care sunt activitățile de învățare. După ce am gândit structura împreună și după multe discuții, că ați auzit că nu prea avem același punct de vedere, și am reușit să stabilim aceasta, am împărțit ce anume face el, ce anume fac eu. După ce fiecare își făcea porțiunea, stăteam de vorbă, ne consultam pe problemele respective, uneori nu eram de aceeași părere, dar e constructivă această chestiune, în sensul că găsim varianta cea mai bună la urma urmei. Și cam cu remarcă la această observație a soției, neînțelegerile erau mari consumatoare de energie și pentru unul și pentru celălalt. Da, dar pentru o cauză bună. Exact. Da, exact. Da. Nu ne-a fost ușor, pentru că aveam puncte de vedere diferite, uneori divergente, și atunci a trebuit să găsim calea cea mai bună, să ne punem de acord cumva. În sensul că el insista mai mult pe partea științifică, uh-huh, iar eu țineam destul de mult la partea aceasta metodică, la a prezenta noțiunile de așa manieră încât să fie cât mai accesibile copilului, cât mai aproape de copil. Eu lucrând mai mult pe gimnaziu și fiind și învățător de profesie, că întâi am fost învățătoare și pentru că am fost olimpică la matematică, am dat la facultatea de matematică și am devenit profesor de matematică, era mult mai aproape și insistam să prezentăm lucrurile de așa manieră încât să fie accesibile, să fie de la ușor la greu, de la apropiat la depărtat, de la simplu la complex. Cred că asta mi-a lipsit mie și mi-ați deschis o portiță către următoarea întrebare. Care este rolul unui manual în anul acesta 2023, în prezent? Întrebarea dumneavoastră este foarte, foarte bună. Manualul trebuie să fie în primul rând al elevului. Din păcate, societatea noastră nu este chiar așa de bogată să ne permitem două tipuri de manuale. Un manual al elevului și unul destinat profesorului. Ceea ce autorii manualului au în mintea lor vis-a-vis de programa școlară, vis-a-vis de competențe, ar trebui să se reflecte în alt mod în manualul profesorului. Ori manualul acesta este și pentru elev și pentru profesor. Adică să fie o chestie separată? Separată, așa, care să urmărească, prin care profesorului trebuie să îi se explice cam ce demersuri metodice ar trebui să facă,
să pună în practică aceste lucruri minunate despre care soția mea a vorbit aici. Vă spuneam la început că a fost o perioadă când în manualele de la noi din țară, în special cele dinainte de 89, și profesorii așa au fost formă, să fie foarte riguroși. Ori dacă citim cu atenție programa actuală, vedem că s-a renunțat la acest punct de vedere. Și programa vrea manuale, cum spunea soția, intuitive. Niciodată nu poți să faci un elev să se apropie de manual, un detalie mică, de un elev de gimnaziu. De gimnaziu. Da. Dacă ești prea riguros, copiilor trebuie să le dai libertatea să gândească, să se folosească de intuiția lor și nu să le blochezi. Stai, domne, că pare că totul nu-i nu-i obligi așa să facă ceva. Da. Și uitați, chiar de aici vedeți divergențele, cred că deja au ieșit, chiar de aici erau divergențe în ceea ce făceam, că el insista pe partea aceasta de rigurozitate, zice, găsești profesori. Unul dintre profesori este dumnealui, nu știu dacă mai există altul, dar dumnealui sigur este unul dintre cei profesori care ar putea să spună bețe în roate, însă nu. Manualul, după părerea mea, nu trebuie două manuale, nu trebuie manualul profesorului, nu trebuie manualul elevului. Profesorul de aia este profesor ca să știe să interpreteze un manual. După părerea mea, și vorbesc în calitate de cadru didactic, învățător, profesor cu experiență de 40 de ani, manualul trebuie să fie un ghid pentru elev, profesor și părinte. Un ghid, da? Și în momentul în care îți cumperi un electrocasnic, cel mai banal exemplu, da? Îți dă acolo câteva instrucțiuni ce trebuie să faci, da? Da, sigur. Ei, manualul trebuie să îi arate copilului calea, poteca, dacă vrem, da? Trebuie să-l ajute să se descurce. Trebuie să-l ajute să se dezvolte. Profesorul de aia este profesor, de aia se numește dascăl, de aia se numește cadru didactic. El nu e altceva decât o lumânare care se consumă pentru a lumina pe ceilalți, motiv pentru care cadru didactic trebuie să găsească metode, procedee, instrumente prin care să predea, să evalueze, da, activitatea copiilor pentru a-i atrage spre matematică. Dar există, mă iertați că vă întreb, există așteptări pe care le au deopotrivă elevii și profesorii de la un manual, adică au format o preconcepție despre un manual? Nu cred că există așa ceva. Manualul trebuie să respecte, în primul rând, programa școlară, să fie realizat de așa manieră încât să creeze copiilor competențe în viața de zi cu zi. Trebuie să te orientezi, să te descurci. Cum se vor descurca acești copii? Ca să-i obișnuiți să se descurce, nu trebuie să facem altceva decât să-i dăm acest ghid, manualul, v-am spus, să reprezinte calea, ghidul, v-am spus, poteca, cărarea, pe care trebuie să meargă el în așa fel încât să nu se rătăcească, da? Să facă față cerințelor societății. Și atunci, ce trebuie să facă cadrul didactic? Să-l dezvolte, da? Nu trebuie să-i dea niște noțiuni științifice și demonstrate riguros, cum zicea soțul, la gimnaziu, nu. El trebuie să-l lase să reflecte asupra noțiunilor. Îi dau noțiunea, văd cât știe el vis-a-vis de acea noțiune. Dacă am impresia că n-a înțeles-o, eu mă uit la clasă, eu văd toți elevii în momentul în care sunt în fața clasei. Aici e problema elevului, că a zis dumneavoastră la începutul discuției noastre că nu ați fost între elevii care au îndrăgit în mod deosebit matematica. Aici este maestria cadrului didactic. Eu sunt convins că manualul nostru, pe care l-am făcut cu muncă și trudă, muncă multă, mult chin și multă trudă, Îl satisface și pe tânărul profesor, iar profesorul cu experiență considerăm că și el are ceva de învățat
din manualul nostru, dacă, bineînțeles, face lucrul acesta minimal, adică, domne, trebuie să-l deschid, acest manual, eu ca profesor trebuie să-l deschid, să citesc eu o lecție, două, să văd despre ce este vorba, să caut să înțeleg ce este acolo și să pun a doua zi în practică la clasa mea, la elevii mei, așa se face. Ori pentru asta trebuie să ai pasiune. Aveți în fața dumneavoastră doi oameni pasionați de așa ceva. Eu aș spune, oricum, da. Mi-ați deschis dumneavoastră ușa către următoarea întrebare de data asta. Care sunt aturile unui manual modern? Un manual modern trebuie să fie un manual atrăgător. Bine, bine, dar ce înseamnă atrăgător? În primul rând, când îl deschizi, să-ți placă designul. Vedeți dumneavoastră, e greu să faci față cu o hârtie, fie ea și foarte colorată și cu un design plăcut, telefonului mobil, tabletei, care are o lumină mai puternică asupra ochilor. De-aia copiii aleargă repede la telefon și la tabletă, pentru că acolo sunt imagini mișcătoare, se mișcă lucrurile, sunt culori, sunt lumini. Manualele digitale care însoțesc manualul fizic și care apar pe site-ul editurilor sau pe site-ul Ministerului Educației conțin și astfel de lucruri. Un elev căruia îi place să butoneze la calculator găsește filmulețe, găsește teste și imediat butonează calculatorul și prezentarea unui algoritm. Poate să vadă dacă el și-a însușit o anumită parte din lecția respectivă, pentru că este evaluat automat, primește o notă și își dă seama dacă a făcut corect sau nu, dacă a învățat, a reușit să învețe corect. Dar ca să se ajungă la acest lucru, elevul respectiv trebuie să găsească profesorul care să-l îndrume spre așa ceva. Că... Apropo de aspectul acesta pe care l-ați remarcat în cuvântul dumneavoastră, cum vedeți un manual al viitorului, având în vedere faptul că ne aflăm într-o eră digitală? Probabil că o să mai lucrați la manuale, sunt convins de asta. Cum proiectați în viitor un manual? Eu mi-aș dori să fie în întregime manualul cap-coadă digital, adică nu să am numai, eu știu, pe o anumită pagină și două fotografii și două filmulețe. Și doamna profesoară, da. Ce spune? Deci, ce părere cu alte are? Cuvinte, după părerea mea, manualul care e un manual foarte bun, poate fi considerat un manual al viitorului, poate fi digitalizat în totalitate, așa cum spune soțul. De ce? În primul rând, pentru că aici se folosesc diverse forme de activitate. Avem activitate individuală, avem activitate cu colegul de bancă, activitate în echipă, activitate frontală, avem toate modalitățile de verificare, evaluare. Am folosit în manual item, semi-obiectivi, obiectivi, subiectivi, deci copilul are, profesorul are, părintele are tot ce trebuie pentru a obține rezultate foarte bune. Rezultate care se pot obține indiferent de diferențele dintre manuale. Da, diferențele dintre manuale. Exact, asta vă spuneam. Da. Fie că după orice manual alternativ ar lucra, trebuie să obțină același rezultat. Exact, da. Dacă nu, înseamnă că unul dintre manuale n-a fost de calitate. Da. Uitați, și noi aici în Biblioteca lui Gelu încercăm să răspundim vestea, să fim acei mesageri ai acestor manuale, pentru că munca dumneavoastră este importantă și a ajuns într-o zonă de excelență, lucru pentru care vă felicit încă o dată. Mulțumim. Deși n-am fost un elev strălucit la matematică, așa cum vă spuneam, am un respect foarte mare pentru oamenii care
și-au păstrat mintea deschisă și fac lucruri foarte bune în această zonă și, pe de altă parte, demonstrează și competență. Pentru că ne îndreptăm spre finalul discuției noastre, trebuie să vă spun că aici, în Biblioteca lui Gelu, la finalul podcastului avem un obicei, cuvântul de încheiere aparține întotdeauna invitațiilor de data aceasta. Iată că avem și o premieră astăzi, faptul că sunteți pentru prima oară ne aflăm într-un tandem, cum ar veni. Până acum am avut doar câte un invitat. De aceea, dacă mai aveți de adăugat ceva ca un cuvânt de încheiere, vă rog să o faceți. Vrem să vă mulțumim pentru invitația pe care am primit-o de la dumneavoastră prin intermediul editurii de a participa la această activitate și sunt convins că ea prin intermediul Facebook-ului va ajunge foarte rapid, în primul rând la părinți care sunt cei mai interesați de soarta și de viitorul copiilor lor, dar va ajunge la fel de repede și la cadrele didactice și cu siguranță că profesorii, măcar din curiozitate, o să deschidă aceste manuale digitale, o să le acceseze și o să vadă că, într-adevăr, ele nu sunt un moft, ci sunt o necesitate. Cerință, o cerință foarte actuală a vremurilor noastre prin care să ne educăm copiii și să-i ajutăm ca ei să devină oameni ai zilelor care urmează și care, după părerea mea, nu o să fie chiar așa ușoare pentru oamenii care nu sunt suficient de bine pregătiți. Judecând după competențele dumneavoastră, sunt convins că acest manual le va fi foarte folositor elevilor și, așa cum spuneați și dumneavoastră, le va trezi pasiunea pentru matematică. Pentru că, până la urmă, trăgând o concluzie, ăsta e cel mai important lucru. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în Biblioteca lui Gelu. Cred că ne-am atins obiectivele în ceea ce privește toate lucrurile pe care am vrut să le spunem. Poate că au mai rămas și lucruri nespuse, dar în orice caz important este că ați adus în fața elevilor un manual foarte bun, care, așa cum spuneam, le va trezi pasiunea pentru matematică, sau cel puțin sperăm acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc numai. Și noi vă mulțumim. Dragi prieteni, a fost episodul numărul 5 al podcastului nostru de vacanță, Profesori în Biblioteca lui Gelu. I-am avut alături de noi, podcastul este, bineînțeles, realizat în parteneriat cu editura Parola 45. I-am avut alături de noi pe doamna profesoară Maria Zaharia și pe domnul profesor Dan Zaharia, cărora le mulțumesc încă o dată pentru prezența în Biblioteca lui Gelu. După o scurtă vacanță bine meritată pentru echipa 1000 de semne, vom reveni din toamnă cu episoade noi în Biblioteca lui Gelu, cu proiecte interesante și cu invitați pe măsură. Până data viitoare, știți foarte bine, aveți grijă de voi, toate cele bune!